Vreau să vă spun ceva ca avocat, pentru că de fapt aceasta mă consacră pe mine. Și vreau să vă spun un lucru pe care să-l înțeleagă toată lumea de la Vlădică la Opincă. Atenție! Cei mai mari creatori de drept din lume sunt creatori limitați de drept. Dimpotrivă, exacerbarea umană, parlamentară, care dictează legile, sau în aplicare, în cadrul judiciar, de orice mod, în special judecătoresc, este o mare plagă pe drept atunci când se face individual și separat de dreptul natural. Prin dreptul meu la viață, noi doi suntem aici, deci trăim, cum ar spune Descartes. Bun, dar nu trăim ca să cugetăm, ci trăim ca să fie obligați toți cei din jur să respecte treaba aceasta. Pentru că e un drept natural pe care ei nu pot să-l dea. Și pentru că nu pot să-l dea, nu pot nici să-l ia. Dar atenție, ei trebuie, sunt obligați să respecte dreptul acesta natural. Nu eu ca om am drepturi. Ei. Ei au obligații. Care ei? Dumneavoastră, în primul rând, în raportul cu mine, aveți obligația de a-mi respecta demnitatea umană. Eu, în mod reciproc. Noi, în raport cu cei ce ne privesc. Ei, în raport cu noi. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Ne-am propus să facem astăzi o analiză a crizei românilor din prezent. Știu, o să-mi spuneți, suntem sătui de analize. Știți care e diferența? Diferența o face esența, consistența unei analize, pentru că încercăm în multe domenii să prevenim. Foarte multe lucruri se pot rezolva prin prevenție, fie că vorbim de domeniul medical, poate chiar și de cel economic, pentru că sunt într-adevăr cele două paliere de discuție avute în vedere astăzi atunci când vorbim de o astfel de criză. Și atunci, o analiză pertinentă, o analiză, așa cum vă spuneam, venită din partea unui om care vorbește cu substanță în discuție, ne poate ajuta. Mai mult decât atât, atunci când dorința celui care face analiza este de a ajuta omul care îl privește să rămână acea esență de care vă spuneam la început acolo pentru ajutorul pe care are nevoie, vă dați seama, cu atât mai mult trebuie să o apreciem și să o ascultăm cu atenție. Alături de mine, domnul avocat Daniel Ionașcu. Am spus de fiecare dată că fiecare discuție cu dumneavoastră are un anumit substrat. Ca și jurnalist, avantajul unui jurnalist este acela că, dincolo de profesie, ajunge să cunoască omul. Mai cu seamă, dacă transcedem toată povestea într-o serie de discuții, într-o serie de emisiuni, într-o serie de întâlniri, pot să spun, chiar dacă carapacea dumneavoastră foarte elegantă, profesională, aceea pe care o afișați de fiecare dată și de la care nu faceți rabat, ajunge la fiecare întâlnire să fie străpuns așa și să se ajungă și acolo, în zona de suflet. O faceți foarte bine și încercând să ajungeți la sufletul celor care ne privesc, dar vă propun să facem această analiză și prin analiza pe care o facem de la om la om, înțelegând criza prin care trecem românii, noi românii, toți cei care ne privesc, să înțelegem de unde transmiteți dumneavoastră analiza aceasta. Că vine și din sfera profesională și din cea a specialistului, dar și aceea a credinței pe care o aveți. Spuneți-mi, așa vreau să începem, care credeți că este în acest moment cel mai mare pericol care planează asupra românii? Îmi vine în minte să spun falsul. Vreau să fiu mai elegant. Incoerență. Incoerența valorică. Bună oară. Nu ne putem feri acum. Sunteți jurnalist, TVR, e în regulă. Dar prietenii noștri știu că noi facem treaba asta de multă vreme. Tot ceea ce ați spus acum
Sigur că e bine, dă bine, eu nu pot decât să mă mândresc cu ceea ce ați spus, e fascinant. Dar atenție că a căzut în capcana jurnalistului. Pe de altă parte, mă poftiți pe mine să cad în capcana celui pus pe piedestal. Și să știți că la noi, la români, există o mare poftă de așa ceva. De a te simți, de a fi, de a vrea să fii lăudat și alții care atunci, funcție de cât poți tu, sunt mai mulți sau mai puțini, care vin să te laude. Pentru că ei vor să spună că ai o scamă pe umărul drept, pe umărul stâng. Ce înseamnă chestiunea aceasta? Înseamnă falsitate valorică. Nu o raportez la dumneavoastră. Dumneavoastră faceți treaba aceasta ca meserie. Când spun treaba aceasta ca meserie, mă refer la faptul că oamenii de impact, se cheamă astăzi formatori de opinie sau influenceri, transmit o parte subiectivă a educației. Educația este elementară și stă la baza absolut oricărui lucru pe care îl facem în viață. Un copil care nu învață nimic, nu va ști nimic din ce să facă, raportat la problemele și necesitățile societății în care trăiește. Aveți dreptate. Cine stabilește valoarea unei persoane? Pentru că să știți că niciodată nu vorbesc nedocumentat. Spuneam celor care ne privesc că v-am urmărit, v-am analizat într-un fel în care probabil o face jurnalistul, dar dincolo de asta v-am urmărit și activitatea. Vă spuneam că poate nu că singur v-ați pus pe acest piedestal prin profesia pe care o aveți, prin felul în care vă exprimați. Lumea vă cunoaște de la televizor în mare parte. Mulți vă cunosc din instanța de judecată, alții vă cunosc din alte activități la care faceți parte de fiecare dată. Dar aveți o anumită etichetă, poate pusă nu foarte departe de adevăr în general. Sigur că se mai găsesc unii alții care analizează, judecă în fel și chip. Nu despre partea asta discutăm astăzi. Eu v-am urmărit cumva raportându-mă la ceea ce încercați să transmiteți în cadrul acestor emisiuni. De fiecare dată îmi propun să abordăm un subiect, poate cumva la nivelul la care îl înțelege fiecare cetățean și dumneavoastră duceți așa în străfundurile gândirii, ceea ce vine dintr-un soi de educație și pentru mine educația este eticheta omului pe care îl valorez. Aveți dreptate. O să se întrebe cineva, bine, dar de ce fac ăștia două emisiuni asta? De bani cumva YouTube-ul? Sunt bani de undeva, vin, e ceva, pentru că nimeni nu face dezinteresat. Asta e povestea. Asta e povestea. Uitați-vă în jur și veți vedea că nu e chiar așa. Oamenii fac lucrurile interesați, vin de ceva. Nimeni nu se gândește că noi investim aici fără să scoatem nimic dintr-un singur interes. Acela de a arăta că sufletul poate fi privit și dintr-o altă perspectivă. De la suflet la suflet. 100%. Da. Eminamente legal. Și legal înseamnă, atenție, drept natural, nu drept creat. Anume, lepădăm introducerea. Nimeni nu mă poate prețui pe mine și nici valoriza, nici pe dumneavoastră, nici pe dumneavoastră, decât tu singur. Nimeni nu poate spune cât curge apă dintr-un izvor, decât izvorul în sine este clar, limpede și viu. Dar e drept că iese la exterior. Dacă iese la exterior și se vede. Știți ce înseamnă, știți ce înseamnă sfințenia? Și ce înseamnă să fii sfânt? Pentru că aș folosi cuvinte mult prea sărace ca folosiți-le. Folosiți-le. Cea mai săracă definiție, cea mai săracă definiție care se poate da unui termen este cea a sfințeniei. Folosiți-le. Să vedeți ce discrepanță mare este între înțelegerea societății contemporane și dimensiunea sfântului ca sfânt. Știți ce e sfințenia? Capacitatea de a fi în interior ceea ce ești în exterior și ceea ce ești în exterior să fii și în interior. Adică să nu fii dublu. În clipa în care tu poți să faci orice
în fața camerei, pentru că așa ești tu în interior, în mod evident ești mincinos. Dar atenție, minciuna nu se opune în raport cu alții. Minciuna se opune în raport cu tine. Sunt două feluri prin care tu poți să cazi în capcana aceasta neadevărului în raport cu tine. Conștient și inconștient. Bun, oară, ai o societate de oameni care pur și simplu te galonează și care spun că ești extraordinar, lucrezi despre tine treaba aceasta, de fapt nu ești. Pe de altă parte, cum pot ști eu dacă sunt sau nu sunt cât sunt? Păi pomul cum se cunoaște? După roade. Rădăcine. După rădăcine și după roade. Da. Câte fructe am? Păi atâtea, ia uite-te la vecinul, câte are. Are mai puține decât mine. Posibil. Sunt obligat să vă treb aceasta. Pentru că al minter nu mai sunt în perimetrul unei autentice evaluări. Ai vorbit de competiție? Nu. În mod categoric nu sunt în competiție cu nimeni decât cu mine. Cu ziua mea de astăzi și cu ziua mea de mâine. De ce? Pentru că trebuie să văd în omul acela potențialul. Potențialul care mă face să lăcrimez și potențialul care mă face să râd. De ce lăcrimez în raport cu potențialul aproape lui? Pentru că atunci când cineva își strălucește marele potențial al sufletului, pentru că toți avem un potențial imens, niciunul dintre noi nu valorifică la maxim. În mod evident e o pagubă. Eu pot într-o mentalitate precară să mă bucur de faptul că el stagnează și de fapt cade. În clipa în care cade el, cad și eu. Criza. Ce este criza aceasta de fapt? O multitudine de căderi în care niciunul dintre noi n-a întins mâna. Nu suntem empatici, spuneți? Nu știu ce înseamnă empatie din perspectiva acestui dialog. Nu vreau să definesc, nu vreau să facem un dicționar al termenilor. Nu o să spun un lucru. Loredana Corp, chiar are o mare problemă. Nu știu unde are problema. Cu salariul, cu creditul, cu... Te merge. Am știut, am luat act și m-am dus mai departe. Cum mă definesc eu ca om atunci? Atenție, esența vieții în societate este ca eu să mă cobor, ca el să crească din mine. Poate un cuvânt să spună, poți. Ascultă-mă bine, uite la Dumnezeu, uite în sufletul tău, uite la cei din jur care au încredere în tine, ce ai făcut până acum, chiar poți. Modul de a o spune poate să fie trambolină pentru cel de lângă mine, pentru dumneavoastră, așa fel că să te ridici. Așa este. Eu n-am voie niciodată în viața mea, dar niciodată în viața mea n-am voie nu să critic, ci să am tendința de a-l înșosi pe cel de lângă mine. E... Da, cel mai e sub orice educație posibilă. Și atunci există o limită a rușinii și o limită a apartenenței. Eu aparțin unei familii, unei societăți, unei țări, unei națiuni. În contextul acesta, eu nu mă pot comporta cu omul de lângă mine ca și cum aș comporta cu un lemn din codru. Asta ține de relațiile interumane. Există o serie de criterii care pot favoriza defavoriza. Nu. Haideți să vorbim simplu. Simplu și clar. Asta e păcatul nostru. De a nu vorbi cum trebuie. Nu că dumneavoastră păcătuiți prin limbaj. Am spus noi, eu, dumneavoastră, noi. Să fim serioși. Să fim serioși. Am ceașca aceasta în față, da? Da. Există sau nu există? Pe masă, aici. Un fapt real. Noi, haideți să vă spun o poveste prin care să vă spun că nu există. Noi, nu există, nu mi-o puteți dovedi, nu puteți să vă așa. Mă fac o scurtă parteză. Ce spune despre mine? Da, glumă, o glumă. Arul pe care l-aveți în vorbire, m-a spus de-a convinge că nu există pe masă. Nu, haideți să fim, da. Serioși cu orice har. Cum pot să spun treaba aceasta? Și atunci... Știți cum puteți să spuneți? Ascultați-mă. Crezându-i pe ceilalți... Vorbeați de etichete. Naivi. Vorbeați de povești, vorbeați de orice. Am auzit povești spuse despre mine între a exacerba o latură a credinței. Atenție, credința mea nu e pentru a fi expusă. Nici nu știu nici eu cât cred. Poate că sunt cel mai mare păcătos și chiar cred că sunt așa. Cred că sunt... Cel din tâi dintre cei care fac cel mai puțin în latura credinței. Asta cred eu și asta e eticheta pe care mi-o pun eu. Restul nu mă interesează. Apoi, mi se spune că, tocmai din perimetrul acesta a lucrurilor care sunt făcute cu tantam, este și folosirea aceasta a cuvintelor credinței în orice aproape orice discurs.
Dragii mei, ascultați-mă bine. Când se pune problema să-mi înlătur o realitate care este chiar supremă la raport cu alte realități care sunt contingente, adică pot să existe sau să nu existe, eu mă încep și ragul problemelor. Măi, fraților, preotul Stăniloae, un geniu a scripturii teologice, contemporan cu noi, are un tratat, un capitol despre cunoașterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieții. Măi, până și ateu, când spune că este ateu, spune că este fără Dumnezeu. Păi și el definește pe Dumnezeu ca existând dacă el este fără. Da. Adică nimeni nu definește mai frumos pe Dumnezeu decât ateu. Eu spune că eu ești cu Dumnezeu, dar cum ești tu cu Dumnezeu? Că aici apare o problemă. El spune clar ce, sunt fără Dumnezeu. Deci e clar că Dumnezeu există și tu existi în stea, pe altă stea. Da. În afară. Atenție! Un copac, vorbeați de rădăcină, se hrănește fără școală, fără educație, fără să-i spună ceilalți copăcei sau copacii mai mari cum să-și ia seva din pământ și să o ducă la frunze. Nu, în mod natural. Atenție, racordul nostru cu Dumnezeu este modul natural de a ființa. Nu există altă posibilitate pentru ca un om să crească un stejar falnic decât în acest context. Indiferent cum o face. Și atunci, noi inventăm ce? Etic, să fim etici. Eu vă spun că niciunul dintre cei care vorbesc de maniera aceasta nu știu cum să dispartă etica de morală. Nici cei mai mari profesori care predau treaba aceasta nu știu. Și, ca să vă dau probă și argumentul spuselor mele, îl poftesc pe oricare se crede că poate să vină într-o emisiune cu noi. Și îi fac proba că nu poate. Pe de altă parte, atunci când tu te raportezi la o valoare supremă, în mod evident, valoarea asta te inundă. Adică, e ca și cum ai nota la mare că suntem în sezon. Acolo, dacă știi să nu poți să faci ce piruete vrei tu, dar cu niște limite. Nu stai mai mult în apă decât trebuie, că nu se poate. Nici în limitele vieții nu poți să mergi mai mult, faci ce vrei tu. Dar sunt niște limite pe care ți le dă valoarea la care te raportezi. Pe când tu nu te raportezi la nimic, care sunt limitele tale? Și atunci apar două păcate substanțiale. Păcatul suficienței personale, egocentrismul, da. Și păcatul lipsei traseului, lipsei de sens. Pentru că eu dacă n-am limite, eu nu am nici sens. În mod evident, când eu n-am niciun sens, adică atenție, nu mă duc în larg, că oricât de bun notător sunt, nu mai ies, ci sensul meu e să mă duc spre țărm ca să pot să ies, pentru că mă nec, că nu mă nec acum, că mă duc mai larg și mai pot vine înapoi, tot mă nec. Adică am limita. Când n-am sens, în mod evident, mă duc spre larg. E tot un text undeva în Cartea Sfântă care spune așa: orb pe orb nu se va putea călăuzi, că vor pica amândoi în groapă. Orbirea e mai mult decât educație. Nu înseamnă neștiință, ci înseamnă neputință prin actul meu voluntar. Voluntar de a nu vrea. De aceea există, la un moment dat, Iisus i-a întrebat, zice, Doamne, zice, dar există vreun păcat care nu se iartă? Ce nu? Toate păcatele se iartă, cu excepția păcatului împotriva Duhului Sfânt, care este un păcat împotriva evidenței. Păcatul împotriva evidenței este acela că tu, deși vezi, refuzi să spui, vedeți ca în aceasta toți? Da, o vedem. Păi nu există. Și eu mă duc împotriva evidenței. Ei, aceasta este maximul orbirii posibile. Și atunci când tu nu ai valori naturale, atenție, vreau să vă spun ceva ca avocat, pentru că de fapt aceasta mă consacră pe mine și vreau să vă spun un lucru pe care să-l înțeleagă toată lumea de la Vlădică la Opincă. Atenție! Cei mai mari creatori de drept din lume sunt creatori limitați de drept. Dimpotrivă, exacerbarea umană, parlamentară, care dictează legile, sau în aplicare, în cadrul judiciar, de orice mod, în special judecătoresc, este
o mare plagă pe drept atunci când se face individual și separat de dreptul natural. Prin dreptul meu la viață, noi doi suntem aici, deci trăim, cum ar spune Descartes. Bun, dar nu trăim ca să cugetăm, ci trăim ca să fie obligați toți cei din jur să respecte treaba aceasta. Pentru că e un drept natural pe care ei nu pot să-l dea. Și pentru că nu pot să-l dea, nu pot nici să-l ia. Dar atenție, ei trebuie, sunt obligați să respecte dreptul acesta natural. Nu eu ca om am drepturi. Ei. Ei au obligații. Care ei? Dumneavoastră, în primul rând, în raportul cu mine, aveți obligația de a mă respecta demnitatea umană. Eu, în mod reciproc. Noi, în raport cu cei ce ne privesc. Ei, în raport cu noi. Nu arunci cuvinte. Vorbeam într-o emisiune că cuvântul e Dumnezeu, da, în esență. La început era cuvântul, cuvântul era Dumnezeu, da, și Dumnezeu era cuvântul. Nu arunci tu așa cuvinte perderdite în noian că îmi place bluza, când îmi place ceasul, când îmi place cravata, când îmi place nu știu ce. Mă refer la chestia cât se poate de discutat acum. Nu faci chestii superficiale, pentru că nu le moștezi decât că ești superficial. Când ești superficial înseamnă că n-ai conținut. Când n-ai conținut înseamnă că n-ai sens. Când n-ai sens înseamnă că n-ai raport, n-ai limitele despre care vorbim. Și în contextul acesta, în mod evident, vorbim despre tot ceea ce noi le pedăm cu bună știință. Dreptul natural nu e să mă duc la o instanță și să spun, cana asta e a mea, Loredana Corpiș mi-a luat-o, deci o cer înapoi. Și instanța spune, se respinge. De ce se respinge? Pentru că n-ați făcut proba că era a dumneavoastră, deși vin cu doi martori sau cine știe ce îi se pare unui judecător. E o impietate peste care nu se poate trece în numele justiției și a dreptului. Așa cum tu nu poți trece peste limitele unui înnot, nici prin forța pe care o am, nici prin depărtarea de țărm, pentru că mă înnec. În dreptate nu există decât două sensuri. Ori respect dreptul natural, ori îl încalci. Altul nu există. Știți de ce asistăm la criza aceasta? Pentru că se încalcă fundamental drepturile naturale ale oamenilor. De ce? Simplu. E un proverb la român ce spune cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Traduc. Spune-mi pe cine spui în frunte ca să spun cine ești tu. Lider, iar ajungem la... Evident. Spune-mi cu cine te duci tu la război ca să spun dacă vei câștiga. Bun. Care este condiția? Condiția ca eu să pot evalua niște lucruri este ca eu să le cunosc. Într-un context anume, într-o perioadă decimată de erezii, cum te-al minte toată perioada de 2000 de ani este cu chestiuni de genul ăsta mai mari sau mai mici. Episcopul Irineu de Lyon, la un moment dat este întrebat de către un eretic în mod arogant, așa cum fac și cei din societatea noastră, dar ia explicăm acum în public cum e cu Dumnezeu. Ia explicăm să știu și eu. Vă pun două lucruri vă pun în față. Cred că sunt suficiente, mai multe nici nu trebuie și nici nu am la îndemână. Așa avea la îndemână, dar n-are rost. Și episcopul are în față o farfurie cu mâncare și se apucă și mănâncă. Și ce cu drag îți spun, dar te rog spune-mi și tu, ce gust are mâncarea din farfuria mea? Ha, ha, ia auzi acolo, ia auziți. Păi cum pot să știu eu ce mâncare are, ce gust are mâncarea din farfuria ta dacă eu n-am gustat-o? Te vezi așa și cu Dumnezeu. Când îl vei gusta, să vii să-mi spui despre gust. Nu vorbi despre mâncare din afară când tu n-ai gustat-o. Unu. Al doilea argument. A fost foarte trâmbițată, de-al minteri foarte pozitiv și foarte bine, o întâmplare din închisoarea părintelui Arsenie Boca, în care, știu că făcându-și rânduiala de călugări și toate cele, în mod evident, a ieșit în evidență în mediul penitenciar, mai cu seamă pentru gardieni, care erau liberi. Că una vede un deținut acolo, mă gândesc că una este cel asuprit și împovărat, în vederea lui, și alta este cel liber care evaluează, critică, judecă, vede. Și sigur că, înțelegând că părintele are niște puteri care
pot să facă satisfacție sau așa să facă, să constituie așa o doză de minune, de interesant. Să duc și îi spun, zice, auzi, zice, noi am crede în Dumnezeu dacă ne-ai arăta. La care părintele spune, zice, măi, zice, eu și dacă vă dovedesc și dacă vă arăt, voi tot nu credeți. Și ați, ba da. Uite, dacă noi putem să vedem asta, noi credem. Nu știți povestea, că a fost publică. Și zice, bine. Zice, cât speriți până afară, din afara, de la celula aceasta? Pe ce e ăsta de aici, mai unul de la poarta, ăsta de la poarta aia, altă de la poarta aia, altă. Și ieșiți afară, dincolo de toate porțile, sunt două femei. Una are un coș în mână și alta un dăsac pe spate. În coș sunt produsele astea, în dăsac sunt produsele astea. Se duc gardienii, mărturisesc ei, verifică și așa e. Așa a fost. Astăzi, părintele Arsenie Boca este pe buzele unora pentru a fi sfânt, pe buzele altora pentru a nu fi sfânt. Cu alte cuvinte, părintele Arsenie Boca, episcopul Irineu de Lyon, orice sfânt, orice om, nu e determinat de valoarea celor care îl povestesc, ci de valoarea lui pe care noi o vedem sau nu o vedem. Dar atenție! E obligația mea să nu-i strivesc corola de minunea lui. Vreau să vă întreb ceva, ce am înțeles eu până în acest moment. Spuneți că criza aceasta a apărut tocmai pentru că e încălcat dreptul natural al omului. Și acum, cumva așteptam niște soluții. Soluțiile acestea ar fi venit în momentul în care lucrurile erau cumva posibil de modificat. Vreau să vă întreb, această încălcare a dreptului natural al omului este făcută în mod conștient de către cei care fac asta? Pentru că dacă e făcută în mod conștient și dacă oameni ca dumneavoastră ridică problema la nivelul acesta, s-ar putea și rectifica problema, sau cel puțin de acum încolo, să nu se mai întâmple asta. Dacă e făcută în mod inconștient, nu văd rezolvarea lucrurilor sub nicio formă.